Astăzi le iubește viața. Igor Chistol, actor de teatru și cinema, regizor și scenarist moldovean. A absolvit facultatea de actorie la Școala Superioară de Teatru Borișiuchin din Moscova. În teatru moldovenesc a fost apreciat drept unul dintre cei mai talentați șuchiniști. Talentul și munca sa i-au adus în palmares zeci de roluri în teatru și film. Ropote de aplauze și multă admirație din partea publicului. În Moldova și-a arătat maestrie pe scenele teatrelor Eugeniu Ionescu și Mihai Eminescu. Apogeul l-a atins în comedia Chirița în provincie, rol ce i s-a potrivit mănușă. De la teatru până la film nu a fost decât un pas. Cu siguranță mulți și-l amintesc pe nașul Valera din filmul Nunta în Basarabia, interpretat cu succes de către Igor Chistol. Valera, a murit camera la coborârea Mireasei, trebuie să o refilmăm, nu știu. Dar cum plătești tu? Valera, eu fac film comercial sau film ușor de ar. Idioți! Idioți! Așa cum talentul nu are hotare, actorul moldovean a devenit foarte cunoscut și în Rusia datorită numeroaselor parodii din cadrul emisiunii Balșaia Razniță. Постой, мил человек. Я вот что решаю. Ты завтра с нами в ЗАГС пойдёшь. Свидетелем будешь. Precum și grației serialelor de top în care a jucat, Univers sau Maia Прекрасная няня. Я Алексей Громов. Ага, очень приятно, Вика. Простите, что заставила ждать. Deși este extrem de ocupat acolo, ori de câte ori are ocazia, Igor Chistol revine cu drag acasă. Aici își încarcă bateriile și aline dorul și apoi își continuă zborul. Vă salut cu drag! Astăzi vom discuta cu un talentat actor de teatru și cinema, regizor și scenarist moldovean, care are în palmares zeci de roluri în spectacole și filme celebre din Rusia, în seriale și show-uri de televiziune. Despre cum a reușit să obțină faima la Moscova, dar și despre proiectele pe care le pregătește aici, la Chișinău, ne va zice imediat chiar Igor Chistol, care este acum invitat la Iubește Viața. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Mi-ar plăcea tare mult să vă cunoaștem de la început. Să-mi spuneți, știu că v-ați făcut studiile la Moscova de aici și pornește oarecum viața dumneavoastră artistică acolo, în Rusia. Oricum, cariera mea artistică a început la Chișinău, pentru că eu imediat după ce am terminat, după ce am absolvit școala Shukin de la Moscova, împreună cu un grup de actori care ne-am întors la Chișinău, am început cariera la Eugeniu Ionescu cu spectacolul Chirița. Deci primii pași pe scena profesionistă cum au fost făcuți la Chișinău. Dar de ce ați hotărât totuși să vă faceți studiile în actorie acolo la Moscova? Era o tendință în acei ani? Nu că era o tendință, pentru că pe atunci, dacă mi-aduc aminte bine, studii la școala, la institutul din Chișinău se lua un curs, cred că odată la 4 ani sau la 3 ani, ceva de genul. Eu însă eram pe atunci vorbitor mai mult de rusă, pentru că am crescut la Bălți și am făcut și colegiu, înainte de facultate am făcut colegiu feroviar în care se vorbea doar rusă. Și oricum, româna era mai mult sau mai puțin pasivă. Adică eu vorbeam, sunt moldovean, părinții, în familie întotdeauna s-a vorbit românește, dar nu era o limbă activă, deci nu... Mă înțelegeți ce vreau să zic. Limba rusă era în care citați, probabil, literatură și care gândeați. Da, exact, exact. Și mă pregăteam ca să merg ulterior la facultate după acest colegiu feroviar, unde practic 4 ani de zile eu n-am făcut ce trebuia să învăț la colegiu, dar am jucat în TVC, KVN, așa zisul, unde am evoluat timp de 4 ani de zile. Și bineînțeles că decizia era să merg la o școală profesionistă de teatru. Și am pornit să plec la Moscova. Dar în acel an în care am absolvit eu colegiu, a fost selecția pentru școala Shukin, chiar aici în Moldova. Și atunci am fost selectat cu acest grup și am mers la Moscova, în care unde am făcut studiile timp de 4 ani. Așa oarecum s-au aliniat toate astrele au hotărât să faceți studiile acolo. Și după ce am finalizat facultatea, ne-am întors cu toții la Chișinău
un grup de 15 actori tineri și am intrat toți împreună, am intrat în trupa Teatrului Genunescu. Da. Unde ați făcut probabil cel mai recunoscutibil rol, care spectacol pe care probabil a văzut toată lumea. Practic, nu cred că Chirița, e cineva care nu s-a dus la Chirița în provincie. Chirița, și nu mă recunoaște din acel rol, da. Chirița a fost exact, cum să zic, o rampă de lansare. A fost acel rucsac de cunoștințe cu care am venit de la Moscova. Deci am scotocit din rucsac și am încercat să cumva să pun în valoare tot ce am acumulat în acei 4 ani de zile. Și ulterior deja... Viața artistică de aici, de la noi, de la Chișinău, nu v-a impresionat atât de mult dacă ați hotărât să reveniți la Moscova din nou? Vedeți că până la Moscova eu am făcut o tură și prin București. Adică am fost 2 ani de zile la București, timp în care făceam naveta. Deci eu fiind la București, făceam naveta și jucam Chirița în continuare. După care în 2001 am plecat în Irlanda și acolo am petrecut cam 5-6 ani, chiar că un pic mai mult, cred că. După care de acolo am fost selectat la... am participat la castingul de la Balșaia Raznița de la Moscova în 2007 și ulterior m-am mutat și cu traiul la Moscova. Da. Pentru că a fost un proiect chiar de succes, un proiect în care am intrat, mi-a venit mie mănușă, pentru că eu asta știu să fac încă din colegiu, pentru că parodiile a fost una din aturile mele chiar și în facultate. Și oarecum asta a fost un proiect de relansare după o curbură așa, un proiect de revenire în televiziune, în film. Da. Prin ce diferă viața artistică de la Moscova? E mult mai impresionant tot ce se întâmplă acolo. E o diferență. Da, cu Chișinău cu siguranță. Dar dacă să vorbim la plan mondial, oricum și Chișinău și Bucureștiul și Moscova, oricum mai mult sau mai puțin sunt provincii care sunt mai îndepărtate sau mai apropiate. Oricum moda se face la Milano, la Londra, la New York, la Paris, în centrele culturale mari. După care ceilalți doar se aliniază la niște standarde, la niște trenduri care sunt lansate, oricum nu... Bine, și la Moscova, bineînțeles, dar nu în acea măsură. Pentru că, oricum vrem noi sau nu vrem, dar acolo unde funcționează industria, acolo există, acolo se nasc trendurile, unde există industrie. Noi, din păcate, nu avem posibilitate. În primul rând, nu avem piață de desfacere. Orice film făcut în Moldova, dacă îl faci doar pentru piața locală, el este sortit pe IRI, pentru că... Investițiile sunt colosale, iar publicul este relativ mic. Exact. Deci noi maximum ce putem face filme poate televizate, poate chestii, dar... Un spectru mai larg. Un spectru, da. Cu o tematică mai îngustă, dar făcute calitativ. E posibil, eu cred că e posibil. Da. De făcut forme mici, dar de o calitate foarte bună. Chiar și pentru piața locală. Dar pentru asta necesită multă voință, mult lucru și talent. Totuși sunt foarte curioasă. Cum au primit cei din Breasla actorilor, artiștilor, un moldovean are cele mai dorite roluri? Este cunoscut, apreciat? A existat invidie acolo sau cum se întâmplă aici, zic mulți actori, sau nu ați simțit-o? Nu, eu n-am simțit niciodată niciun soi de invidie, pentru că eu, oricum, a fost un proces foarte firesc. Eu oricum am făcut studiile la Moscova, oricum ulterior m-am întâlnit cu mulți din colegii mei sau cumva a fost, oricum conexiunile sunt aceleași.
Conexiunile se fac foarte repede, mai ales în artă, oricum lumea artei nu e atât de masivă. Dacă populația Moscovei este la 20 de milioane, oricum populația artistică, cum ar veni, cei din televiziune, din film, din teatru, deci este o comunitate destul de mai mult sau mai puțin restrâns. Toți se cunosc mai mult sau mai puțin. Și când apare un jucător nou, oricum se știe de unde e el. A, este de la Șuchin, cineva neapărat a învățat cu tine, cineva neapărat te știe. Oricum, conexiunile astea se fac destul de repede. Important tu să faci față, în momentul când ai fost invitat, să fii corect, să știi textul, să fii apt de a face și a reproduce exact ceea ce îți cere regizorul și atunci nu sunt probleme. Mai ales în televiziune, în teatru, e un proces un pic mai complicat. Dar în televiziune și în film, deci primul lucru trebuie să fii foarte corect, să știi textul, pentru că în film, oricum, tu depinzi de aspectul fizic. Deci tu ești selectat ca și tipaj. Dacă tu ești ca tipologie, ești potrivit pentru rolul respectiv, tu vei fi selectat. Dar pentru asta trebuie să vii. Să fii foarte corect, să vii la timp la repetiție, la timp să fii la filmare, să știi textul și să nu reții grupa. Dacă trebuie să stai și să-ți aduci aminte textul pe platou, trebuie să reții încă 200 de oameni de jurul tău. Cum este să lucrezi alături de marile vedete? Vedetele sunt vedete și vedete, iarăși, pentru că am întâlnit... E o mare plăcere să lucrez, să zicem, cu același Cuțenco, cu același Naghiev, care sunt atât de corecți. Eu mă mir, Dumitru Naghiev este foarte solicitat, dar ori de câte ori ne-am întâlnit pe platou, el n-a fost odată să nu știe textul sau să facă figuri de stea și nu știu ce. Nu, a fost întotdeauna extrem de corect și asta e o lecție pentru... Dar am întâlnit și nu vreau să dau nume, am întâlnit și vedete care au făcut fițe, nu i s-a pus platou cu fructe, că nu i s-a dat aia, că nu știu ce, și că s-a fost machiat cu perie care a fost folosită de cineva și trebuia să scoată una nouă, să o dezpacheteze, să începea chestii din asta. Am întâlnit și lucruri din asta, dar mai rar. În mare parte am întâlnit doar profesioniști, oameni de înaltă calitate, artiști. Câți ani ați fost stabilit acolo, la Moscova? În total, ați spus că din 2011. Eu am revenit în 2000, cred că 5, prima oară în 2005 am fost pentru serialul, dacă țineți minte, Maia Prekrasna e Neaňa. Sigur. Unul din primele seriale de comedie, sitcom, de tip sitcom. Alexei Kiriushenko, care a făcut cândva, eu l-am invitat la Teatrul Național, când eram actor la Teatrul Național din Chișinău și a făcut Școala Mireselor de Molière. Ulterior a fost regizor acestui serial și el m-a invitat pentru un rol principal în serie. Deci acolo fiecare serie are un subiect aparte, da. Și am fost invitat pentru un rol într-un episod. Și a venit în 2005 la el la Moscova, am filmat acel rol în seria respectivă. După care în 2006 iarăși tot la el am venit pentru un alt serial, la fel pentru un rol în două serii. Și în 2007 deja am fost la castingul Balșaia Razniță, în 2007. Și după aia deja m-am stabilit acolo, cam 2007-2008. O perioadă destul de lungă, da. Probabil deja vă vedeați viața acolo, erați ancorat în tot ce înseamnă art, da. Lumea artistică și acum, din cauza acestor evenimente, ați fost nevoit să reveniți aici acasă. Da, vedeți, povestiți-mi mai detaliat. Vreau să vă zic că eu oricum de aici n-am lipsit niciodată. Eu tot timpul am fost aici prezent. Deci ca să vă aduc aminte, când s-a făcut filmul Nunta în Basarabia, deci eu am venit pentru film. Când am făcut un film în calitate de regizor aici, oricum rădăcinile sunt aici. Eu oricum n-am lipsit de mai mult de 3 luni, niciodată n-am lipsit de acasă. Asta a fost maxim. Oricum, când eu făceam naveta cu mașina deseori de la... Când aveam să zicem, un 3-4 săptămâni liber, neapărat veneam acasă. Întotdeauna, oricum, m-am alimentat de aici. Niciodată n-am lipsit. Și, oricum, îmi făceam planuri.
Și am făcut și primul film în 2008, filmul care probabil l-ați văzut, ați auzit de el. Se numește Ultima zi din mai. Este filmul meu de debut în calitate de regizor. Și oricum, în continuare îmi fac planuri și lucrez la scenarii care vreau să le realizez. Dar evenimentele astea cumva au făcut așa ca să fiu mai mult, să petrec mai mult timp acasă. Și sunt bucuros, pentru că acum, dacă tot am ajuns la punctul ăsta, să vă zic de proiectul care îl pregătesc acum și premiera va fi chiar săptămâna viitoare, în weekend. Deci este o platformă nouă care se numește Stage Door. Stage Door este în incinta business centrului Camford. Așa. La parter este un spațiu care se va numi Stage Door. Acolo se vor juca spectacole, se vor face lecturi, recitaluri, compoziții muzicale, un centru cultural multifuncțional. Și vrem neapărat să facem și cinematecă. Cinematecă cu neapărat va fi cinemateca obișnuită și cinemateca plus. Cinemateca plus va însemna o lecție, fie online, fie live, cu un lector care va citi o lecție de jumătate de oră înainte de film, care cumva va reflecta, va povesti despre regizorul filmului, despre perioada în care s-a filmat, despre din ce curent face parte, ca să fie și un moment educațional, după care va urma filmul și un fel de after party în care lumea va putea asista la o chestie, o ambianță muzicală live, care deja noi o pregătim, care cumva tot va reflecta perioada respectivă. Și la un cocktail lumea va putea discuta impresiile și să-și schimbă părerile despre film. E interesant proiect, ceva nou pentru lumea noastră artistică. Exact. Pentru că cu desăvârșire nouă ne lipsește foarte mult comunicarea. Comunicare, adevărată comunicare. Nu doar ce mașină ți-ai luat, unde te îmbraci, unde îți petreci timpul, ci o chestie care cumva niște lucruri esențiale, pentru că arta încearcă să ridice niște întrebări, niște probleme, să pună niște întrebări și să scoată la suprafață niște probleme, pentru că arta nu cred că dă răspunsuri, pentru că a da un răspuns înseamnă să-ți asumi responsabilitate pentru acea afirmație care poate să fie falsă până la urmă. Mă înțelegi ce zic? Da, pentru că momentul când tu... adevărul este în fiecare dintre noi. Exact. Tu când plasezi întrebarea corectă, întrebarea corect plasată te poate trimite la căutarea unui adevăr. La o reflecție. Da, la o reflecție la adresa respectivă. Dar nu poți să dai răspunsul sau să faci niște afirmații, pentru că... Esențial este să pui întrebarea corectă. Da, întrebarea pusă corect mult contează. Și asta, de fapt, face arta. Deci ea încearcă să țintească acolo unde doare. Unde doare, acolo unde e necesar să îți țintește vizorul, acolo unde trebuie să te uiți, poate o dată în plus. Da. Cum este trecerea de la a fi actor și a fi regizor? Da, mai spus-o. În esență e același lucru, doar atât că spațiul se lărgește. Tu ești, când ești actor, tu ești focusat doar pe rolul tău și este regizorul rolului tău. Și este regizorul filmului care cumva în relație cu tine găsiți anumite cheițe ca acest rol să fie foarte complex, să facă o parte complexă, pentru că o prezență actoricească bună în film e ca un film în sine. Mă înțelegi ce zic? Nu e doar o persoană care zice un text. Dacă e un personaj bine conturat, deci el e ceva care... Identitatea aparte. Da, exact. Și tu, ca creator, trebuie să ai grijă ca să-ți regizezi rolul foarte bine. Ei, când te ocupi de toate procesele împreună luate din film, e un pic mai complicat. Deci trebuie să studiezi un pic mai mult, trebuie să te aprofundezi. Ai cunoștințe mult mai vaste și în istorie, și în literatură, pentru că o foarte mică greșeală din necunoaștere poate strica un film întreg. Da.
și experiență. Credeți-mă că experiența e un lucru foarte, foarte important. Dar și intuiția tot la fel de importantă. Pentru că sunt creatori tineri care, apropiindu-se și mergând orbește, practic, dar având o intuiție și un talent, pentru că talentul e o chestie care te poate duce pe o cale corectă. Chiar dacă tu nu o știi, tu ai să ajungi acolo. Deci asta înseamnă, sunt oameni tineri, talentați, care la o vârstă fragedă pot să facă lucruri absolut senzaționale. Da, chiar dacă nu au mare experiență. Și Tonino Guerra a zis că nu poți învăța, eu traduc din rus acum, uh-huh, nu poți învăța ceea ce nu știi. Uh-huh. Adică dacă tu nu ai o predestinație la anumite lucruri, tu nu cred că îți le poți învăța, vă fi niște lucruri forțate. Deci tu poți învăța, poți mânui, poți să te înveți a mânui ceea ce deja ce e pentru ce ai o vocație. Exact, exact. Uh-huh. Da. În rusă sună нельзя научиться тому, чего ты не знаешь. Așa. Sună da. Mai... Da, da, da. Poți reflecta mai mult. Da, da, da. Spune, ați văzut, probabil, pentru că sunteți în această lume și inițiat în tot ce se întâmplă pe plan cultural, se fac de un timp la noi filme foarte bune, apreciate de public. Da. Ce părere aveți? Am mai zis-o despre filmul, probabil vă referiți la ultima premieră care a fost premiera filmului Carbon. Carbon, Pandemia, mai sunt câteva. Da, eu n-am văzut Pandemia și nu pot să mă pronunț, dar Carbonul l-am văzut și am fost plăcut, impresionat. Am și vorbit pentru că ne cunoaștem foarte bine, și cu producătorul Sergiu Cumatrencu și cu regizorul Ion Borș. Eu zic că este un proiect de succes. Și am zis-o din prima că, în sfârșit, în cinematografie va apărea un film care funcționează, un film care este bazat pe o dramaturgie care este absolut, are o coloană vertebrală foarte bine structurată, și un film care, eu cred că poate fi vizionat de publicul larg. Oricine va putea gusta din acest film. Și un om care nu prea știe multă artă, și cei care au pretenții mai mari vor găsi și ei afinități în pelicula respectivă. Mă bucur pentru colegi, bravo și aplauze. Așa, da. Mulțumim pentru părere. Care sunt planurile pentru viitor? Uitați-vă, acum e premiera. Scoatem premiera și după care următoarea premieră, etc. Da, și mai e ceva. Uite, toamna asta e bogată în premiere cu participarea mea. Weekendul 12-13 în cinematografie va apărea un film care s-a turnat acum câțiva ani. E vorba de o comedie grotescă care mi s-a părut la început, chiar n-am pus multă speranță pe această pelicul, dar până la urmă, uitați-vă că a câștigat deja vreo 4 sau 5 premii la festivale internaționale de comedie. E vorba de o comedie absolut grotescă care se numește Maior Perdunescu. Deci este o peliculă cam ciudată, vă spun deodată, dar nu știu, să vedem cum o să o primească publicul. Deci este în limba rusă, care a fost filmată acum nu știu câți ani urmă. Noi am filmat-o timp de 2 ani sau 3 chiar la rând. A fost o încercare de a face un serial de comedie grotescă. Și până la urmă, din cauza pandemiilor, războaielor și așa mai departe, nu s-a mai ținut. Producătorii au unit toate cele părți care erau destul de dispersate și au făcut într-un sfârșit un film care va apărea în cinematografie începând cu 12 noiembrie. Așa că cine este curios poate să meargă. Sunt sigură că le-am adus multă bucurie iubitorilor de film cu acest interviu. Da. Pentru publicul cu vorbitori de limba română apare o altă premieră care se numește Dictator Junior, filmată chiar în pandemie în 2019-20. Se numește, cum am mai spus, Tinerețea unui dictator, în care eu interpretez pe Gheorghe Gheorghiu Dej. Tot este un rol principal într-un film românesc, cu o producție cu Republica Moldova, care tot va apărea în foarte scurt timp. Așa că
Da, voi fi prezent chiar abuziv în viața culturală de acasă. Vă mulțumesc tare mult, domnul Chistol. Mult succes pentru toate proiectele doresc... pe care vreți să le realizați. Și eu. Vă mulțumesc pentru invitație și Doamne ajută. Da, vă mai așteptăm cu mare drag.